Mihaela va izbucni în plâns din cauza Catincăi și a lui Robert. Catinca, de asemenea, va afirma că nu vrea să mai stea în competiție, cu lacrimi în ochi. Catinca va afirma, cu ochii în lacrimi, că nu mai dorește să stea în emisiune. Tensiunile dintre ea și Mihaela se vor amplifica din ce în ce mai mult. Mihaela și Catinca vor începe să vorbească și să țipe una peste alta, timp în care Robert o va ține strâns pe Catinca pentru a încerca să o calmeze. Andreea Mantea a oprit toată harababura și a trimis-o pe Mihaela în casa băieților, iar pe Catinca a redus-o la tăcere. Mihaela a ajuns la băieți în casă cu ochii în lacrimi și cu regrete amare după relația cu robot. Văzând că este pe cale să izbucnească în plâns, Radu o ia pe Mihaela și o duce afară. În doar câteva secunde, concurenta a izbucnit într-un plâns cu lacrimi amare.